Bun găsit, doamnelor și domnilor! Suntem împreună la o ediție specială, actual regional, și formula de invitație este una specială. Veți vedea imediat de ce spun acest lucru. Astăzi vom vorbi în această emisiune despre rezultatele, așa cum sunt în acest moment, ale primului tur al alegerilor prezidențiale la nivel național, în zona noastră a Olteniei, în principalele orașe reședințe de județ. Cu cine? Cu invitații noștri. Veți vedea imediat, vii prezint pe rând. Doamna Lavinia Craioveanu, senator Partidul Social Democrat Dolj, bine ați revenit. Domnul Marian Vasile, consilier municipal PNL Dolj, bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Domnul Bogdan Paulon, membru în biroul județean USR Dolj. Mulțumesc de invitație. Și domnul Cătălin Reșceanu, președinte Organizația Municipală Craiova Pro România Dolj. Bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Sunt reprezentanții partidelor politice care au susținut candidați clasați pe primele patru poziții. Vom interpreta oricum împreună rezultatele și alături de mine Davian Vlad, jurnalist cu experiență și care își dedică timpul profesiei la Radio Oltenia Craiova și nu numai, este și formator de jurnaliști. Bine ai revenit în platoul nostru, Davian. Bine v-am regăsit. Bună seara. Să începem cu o întrebare simplă. Așa, după această noapte albă, foarte simplu, cum vă simțiți? Sunteți ok? Sunteți obosiți? Ați resimțit noaptea trecută? Chiar dacă suntem obosiți, cu toții suntem obosiți, chiar vorbeam mai devreme cu colegii de platou, dar suntem mulțumiți, cel puțin unii dintre noi. Rezultatul muncii noastre din această campanie electorală s-a văzut. La Dolj PSD este pe primul loc. Am dat candidatului partidului nostru la președinția României cel mai mare număr de voturi în acest prim tur. Dar sunteți ok? Da. A fost cu emoții pentru dumneavoastră? Tot timpul sunt emoții când electoratul decide. Nu cred că este politician să nu aibă emoții atunci când ajunge la judecata electoratului. Însă suntem mulțumiți. Am scos cel mai mare scor în Craiova, mult peste celelalte partide sau ceilalți candidați. Asta dă speranțe că în sfârșit mergem către o normalitate. Am văzut cu toții în Craiova cel puțin votul anti-PSD. Procentele PSD-ului au scăzut chiar de la ultimele alegeri de la europarlamentare. În Craiova, practic, domnul Iohannis și PNL în primul tur au fost victorioși în Craiova. Sigur, nu, asta nu înseamnă că nu trebuie să ne vedem de campanie în continuare, să discutăm cu oamenii, să le explicăm, să înțeleagă că și orașul nostru trebuie să ajungă acolo unde merită. Puneți accent pe rezultatele din Craiova, dar noi vom prezenta și rezultatele la nivelul județului Dolj și Craiova. Mare emoții trebuie să le fie avut dumneavoastră și candidatul pe care l-a susținut, Claus Iohannis, cu privire la cine va intra în turul 2. Cu cine se va război actualul președinte peste două săptămâni, pentru că s-ar fi schimbat retorica domnului Claus Iohannis dacă, de exemplu, domnul Dan Barna ar fi fost în locul doamnei Viorica Dăncilă. Vă convine că acest candidat al Partidului Social Democrat este în turul 2? Ar fi fost mai greu cu Dan Barna, așa cum se vorbește? Nu neapărat. Nu ne-am pus niciodată problema că în actuala formulă nu avem cel mai bun candidat. Nu ne-am pus niciodată problema că domnul Claus Iohannis nu este cel mai bun candidat. Dar strategia domniei sale a fost anti-PSD de la început până la final. Dacă n-ar fi fost doamna Viorica Dăncilă în turul 2, atunci ar fi trebuit schimbată retorica. Strategia președinte Iohannis nu a fost anti-PSD, ci a fost pro-România. Pentru o țară normală. Să îl întrebăm și pe domnul Bogdan Paulon cum au fost orele din zilele de ieri, azi noaptea, astăzi. Au fost emoții intense? Au fost, ce să zic, săptămâna trecută a fost o săptămână intensă, mai ales că pe ultima 100 de metri am încercat să fim cât mai vizibili, să vorbim cu oamenii, am fost la împărțit ziare, pliante și, ce să zic, ieri seara a fost o seară lungă, am stat până seara târziu, dar a fost, ce să zic, o seară foarte frumoasă, pentru că nu știu, am fost noi, echipa.
Și chiar, ce să zic, da, poate a fost un pic dezamăgit rezultatul votului. Sincer, ne așteptam la un pic mai bine, dar... Asta era întrebarea, dacă rezultatul acesta vă mobilizează pentru a atinge alte obiective, cum? Eu zic că tot rău spre bine. Pentru că un rezultat care acum probabil a fost, deci nu este descurajant, este un pic neașteptat. Este un rezultat care ne motivează. Și pentru că miza la anul sunt alegerile parlamentare și alegerile locale întâi și alegerile parlamentare. Și asta înseamnă că probabil trebuie să muncim mult mai mult decât am muncit până acum. Domnule Răscianu, cum ați primit rezultatele după ce s-au închis secțiile de votare în urma sondajelor exit poll? Sincer, la momentul exit poll-ului, chiar toți au avut emoții foarte mari, a fost o campanie echilibrată. S-a muncit mult. Noi suntem la început de drum. Până la urmă a fost și alegeri în care s-a votat omul, nu partidul. A fost ok. Acum suntem la început de drum și la Dolj și la Craiova. Suntem o echipă tânără. Scorul pe care l-am scos, bine așa, ne-am fi aflat să fie mai mare, dar este ok, având în vedere că suntem în creștere. Am luat totuși 9% pe județ și 12% pe Craiova. Sperăm să ne consolidăm și să ne batem la următoarea alegeri, că până la urmă ăsta e scopul. Eu aș vrea să remarc, pro-România pentru candidatul Mircea Diaconu, în afară de declarativ. În ce a constat sprijinul Cum a fost susținut Mircea Diaconu de către Pro Campania România, a fost ca toate campaniile. Adică noi am încercat să-l promovăm cât de mult am putut și online și stând de vorbă cu fiecare om în parte. Cred că ne-am descurcat destul de bine și v-am zis, în principiu cam... Deci rezultatul a fost cât de cât... Da. Este un, până la urmă v-am zis, este un scor pe care noi... Speram să fie mai mare, dar este destul de bine, având în vedere că partidul este la început. Ceea ce voiam să spun este că am remarcat cu toții cea mai scăzută prezență la alegerile prezidențiale de la ultimele alegeri încoace și, după părerea mea, această prezență scăzută se datorează dezgustului pe care îl au oamenii la acest moment de aproape jumătate din numărul de alegători. Care în mod tradițional față de alegerile prezidențiale trecute. Da? Deci, atenție, dacă ne referim doar la alegerile prezidențiale, acum am înregistrat o prezență mult mai scăzută la vot. Și după părerea mea, vă spuneam, cauza acestei prezențe scăzute este dezgustul oamenilor față de dezbinarea aceasta care există în țara noastră în acest moment, dezbinare care, trebuie să recunoaștem, este dirijată așa de la cel mai înalt nivel, pentru că domnul Iohannis, președintele, candidatul PNL, chiar dacă am auzit mai devreme că nu a fost o campanie anti-PSD, eu v-aș da un singur exemplu. Haideți să ne uităm în pliantul de campanie al domnului Iohannis, să vedeți, m-am uitat și eu ca orice alegător acolo, de 12 ori este scris PSD. La un moment dat mă gândeam, e un candidat al PNL-ului sau al PSD-ului, pentru că dacă te uiți doar la siglă sau doar la PSD, îl regăsim acolo de 12 ori. Pe lângă faptul că am regăsit niște lucruri pe care domnul Iohannis nu numai că nu le-a făcut domnia sa, le-a făcut PSD-ul, le-a făcut Olguța Vasilescu, că suntem la Craiova și vorbim de legea pensiilor și legea salarizării, pe care domnul Iohannis o are în broșura dumnealui și spune că a promulgat aceste legi. Domnule Vasile, dacă să intrăm așa mai în amănunt. Bănuiesc că aflu și opinia dumneavoastră, așa este firesc, da? În primul rând, față de prezența la vot, aici o să răspundem... După părerea mea, aceasta este cauza. Poate dumneavoastră găsiți altă cauză a prezenței scăzute la vot. Cauza este evidentă. Dumneavoastră aveți dreptate. Prezența este cea mai scăzută la vot din ultimii ani, datorită, sau mă rog, această prezență, dumneavoastră a spus-o pe seama
dezbinării între români sau... Așa este, românii așa mei, ceilalți. Eu vă spun că lumea este scârbită de clasa politică. Iar de la ultimele alegeri și până acum, clasa politică, cea care a condus țara, a fost Partidul Social Democrat. De aproape un deceniu, Partidul Social Democrat conduce țara și evident că românii s-au scârbit și nu au încredere și, într-adevăr, aveți dreptate, a fost cea mai mică prezență la vot. Eu pe seama asta o pun. Lumea este scârbită de clasa politică. Iar nu puteți să mă contraziceți că în Craiova lumea a votat anti-PSD. Adică PSD-ul în Craiova nu a obținut nici măcar un sfert de confirmări sau infirmări? Sau este evident că ceva s-a întâmplat. Din bani până acum, pentru că la alegerile europarlamentare au fost niște cifre impresionante pentru niște alegeri europarlamentare care, în mod tradițional, prea atrag votanții. Nu doar în România, în toată Europa. Poate, cel puțin asta e logica mea, că venea înțeles că Partidul Social Democrat nu a făcut nimic pentru orașul nostru. Și sunt probleme grave pe care puteau să le rezolve cu guvern, cu primari, cu tot ce trebuie. Și dacă vreți să le dezvoltăm, le dezvoltăm. Mai avem câteva luni de zile și orașul nostru rămâne fără căldură. Da? Deci în martie termoficarea intră în faliment. Situație negestionată atât de decidenții PSD pe plan local, cât și de cei de la guvernare. Eu cred nu putem să realizăm planul urbanistic general al orașului pentru că nu avem, pentru că avem probleme cu granițele. Dacă atunci când noi conduceam primăria Craiova, primarii de jur împrejur erau de altă culoare politică, guvernul era altceva, acum ați avut tot. Ministrul dezvoltării, guvern, primar Craiova, primar comune învecinate și nu ați reușit să rezolvați granițele orașului. Adică pot să vorbesc 3 ore de ce și să vă explic de ce craiovenii au înțeles de-a lungul timpului că Partidul Social Democrat la nivel de guvern nu a făcut nimic pentru orașul nostru. Eu cred că nu este un singur motiv pentru, nu este un singur motiv pentru prezența scăzută la vot. Până la urmă a fost o prezență chiar atât de mică. Au fost, vorbim de 47%, aproape 48%. Față de orele parlamentare din primăvară 52, deci o diferență de 5%. Senzația pe care am avut-o eu că au fost niște alegeri un pic pe care nu mai l-am văzut, o alegeri fără mistă, alegeri și plictisitoare. Nu am avut nici măcar o singură dezbatere publică în care candidații să vină și să spună ce vor să facă pentru România. Ei ca președinte. Au fost dezbateri la alegerile europarlamentare. Nu a fost o dezbatere în care să fie Klaus Iohannis, dar dezbateri au fost. Dar alegerile prezidențiale... O dezbatere... În mod obișnuit, în România, stăneau cel mai mare interes alegerile prezidențiale, nu cele europarlamentare. Păi, cea mai înaltă funcție în stat și ar trebui... Nu am comparat neapărat cu alegerile europarlamentare. Alegerile europarlamentare, să ne aducem aminte, că probabil au mobilizat foarte multă lume la vot din cauza... ca să zic așa, unui curent anti-PSD și anti-guvern. Și s-a stins între timp? Eu consider că, din potrivă, nu s-a stins, dar un pic s-a domolit. Mă rog, cel puțin asta este impresia. Doamne, Răscean, a cântărit faptul că a picat guvernul cu puțin timp înaintea primului tur al prezidențialilor? A contat... Probabil a contat pentru că a contat probabil într-o mică măsură pentru că probabil lumea l-a văzut deja pe Iohannis învingător. Fără să mai să-l văd oamenii. Au gândit că nu mai e nevoie, de votul lor, este probabil, Iohannis probabil. Sau din poate, oficiu. Sau acum dacă e să o luăm, e greu de zis de ce a fost prezența sau. Poate că niciunul dintre candidați nu a convins dacă e să... Nu am convins cu adevărat electoratul să iasă la vot. Acum, dacă ne gândim la alegerile din 2014, deci a fost clar, cel puțin așa am văzut-o eu, în perioada respectivă eram în Elveția și am fost la vot la Berna. Atunci s-a mobilizat foarte multă lume și pentru ce s-a întâmplat în diaspora. Să nu uităm lucrul ăsta. În turul 2, a fost o emoție exacerbată în turul 2. În turul 1... Cifrele sunt similare, probabil, cu cele din, din 2019. Nu am cifre, că nu le știu cifrele din turul 1, dar bănuiesc că probabil tot pe aici eram. Pe la 49, da. Probabil. Deci prezența masivă la vot a venit în turul 2, când electoratul probabil a fost mobilizat și de ce s-a întâmplat atunci în diaspora. Ce emoțional. Lucru care s-a rezolvat între timp. S-a rezolvat, am arătat că sunteți se poate. Dator cu o opinie vis-a-vis de această prezență la vot? Eu cred că mobilizarea asta cu sloganuri electorale nu mai ține oameni. De 30 de ani, clasa politică îi minte în fiecare an și la fiecare alegeri. Vedem cum toată lumea ne arată cât de frumos va fi și câtă bunăstare va fi în jurul nostru. Și de fiecare dată oamenii sunt dezamăgiți. După fiecare guvern care vine, oamenii pleacă dezamăgiți. Și pur și simplu
de fiecare dată, la fiecare vot, ne uităm că oamenii nu se mai prezintă. Și nu se mai prezintă tocmai pentru că clasa politică de 30 de ani minte. Asta unul la mână, doi la mână. Eu cred că alegerile europarlamentare... Deci v-ați surprins această prezență de 47, nu știu, pe mine, da. Adică aveați așteptat. Da, eu aveam așteptat să fie mult mai mică prezența. Să nu uităm totuși că la europarlamentare prezența a fost atât de mare pe un curent anti-Dragnea. Adică oamenii au avut o problemă atunci. Uitați toate ieșirile în stradă, tot ce se scanda, toată scandalul din perioada respectivă între partide. Cred în viitor că dacă clasa politică începe să se miște, să le arate oamenilor că nu totul se rezumă la un slogan, și oamenii vor veni către nu mai există premize pentru un vot negativ, se pare că numai votul negativ la noi. Eu așa cred că a fost un vot negativ la europarlamentare și de-aia a fost atât de mare prezența. Ceea ce acum n-au reușit să se mobilizeze. Adică n-am văzut o dezbatere publică între candidați. Nu, fiecare n-au avut un program. N-au avut de ce să... N-au putut să mobilizeze oamenii să iasă la vot. Eu sunt de acord cu ce... Acum vorbim de niște procente. Dar știm cu adevărat datele anagrafice, datele câți români mai sunt în țară. Cam fi 19 milioane, dar nu crede nimeni. Noi acum vorbim despre lucruri care s-au întâmplat acum 4 ani și comparăm cu ce s-a întâmplat, comparăm acum ce s-a întâmplat acum 4 ani. Mai avem date, având în vedere că noi ultimul recensământ din 2011. Și am înțeles că următorul va fi la anul. Corect. Da. Este nevoie de un recensământ. Suntem 15 milioane, probabil. Așa că am putea vorbi despre 60-65% prezență la vot. Eu consider că prezența la vot a fost probabil cu, cred că cel puțin 10-15% mai mare. Ceea ce spuneați dumneavoastră că votul negativ este cel care mobilizează cel mai mult este adevărat. Și am văzut de 3 ani încoace o campanie de demonizare a PSD-ului sau a liderilor PSD, pentru că vorbea mai devreme domnul Reșteanu de o campanie și un vot anti-Dragnea la europarlamentare. A încetat această campanie pentru că domnul Dragnea este în acest moment la închisoare și a început o campanie anti-Dăncilă și anti-PSD. De altfel, însuși președintele a recunoscut că atunci când a investit noul guvern, că iată este, sau când a picat guvernul Dăncilă, iată rezultatul unei munci de 3 ani de zile. Ori această demonizare permanentă, această stigmatizare, această încercare de anihilare cu totul a unui partid politic, eu cred că este un lucru absolut greșit și nu cred că e cineva în platou care nu se dă acord cu mine. Fiecare om în lumea asta este... Nu sunteți de acord că fiecare persoană are dreptul să voteze pe cineva, pe cine vrea. Are dreptul să creadă în principiile pe care le consideră potrivite pentru el. Prezentat așa o chestie oarecum ocultă, o demonizare a Partidului Social Democrat. Deci, asta vreți să-mi spuneți că printr-o campanie un candidat sau altul au prostit românii cu această campanie anti-PSD? Nu. Credeți-mă că românii nu sunt ușor de prostit. Eu sunt de acord, dar sunt... Românii nu sunt influențabili așa cum considerați noastră cei de la Partidul Social Democrat. Românii gândesc. Noi lăsăm niște rezultate. Haideți să tragem un pic linie și de către președintele, să privim împreună rezultatele din acest moment, pornind chiar de la prezența la vot. Vă rog. David, ce a spus colegul de la USR, dar într-adevăr, dacă este să analizăm așa, prezența a fost foarte mare. Eu, cel puțin la nivel de oraș, iau anuarul de la statistică de prin 2015, când datele sunt publice, sunt pe internet, în fiecare an, orașul nostru se depopulează cu aproximativ 9.000 de craioveni. 5.000 cu domiciliu, 4.000 fără, există datele. Și simțim cu toții că în fiecare scară de bloc e cel puțin un apartament în care au plecat în Italia, au plecat la țară, au plecat acolo. Într-adevăr, din acest punct de vedere, s-ar putea să facem niște analize mai complexe și să constatăm că prezența a fost mare. Deci orașul nostru se depopulează. Și este mult mai rău în județ. Adică sunt de vorbă cu oamenii din Dăbulin. Mă rog, nu știu, n-am date din mai multe orașe, dar asta poate să fie un exemplu. Populația Dăbulinului s-a înjumătățit în ultimii ani. Lumea pleacă foarte mult. Lumea părăsește Dolju. Lumea părăsește România, nu este doar lucrul acesta. Nu este așa, așa credeam. Lumea pleacă din Craiova, da? Am 3 colegi de facultate care s-au mutat în Slatina. Dacă până acum colegii mei de facultate plecau în Canada, inginer software, plecau prin București, că era capitală, și începuseră pe la Brașov. Acum
mi-e ciudă că craiovenii noștri pleacă în alte orașe din țară, pentru că acolo este o calitate a vieții superioară. La Slatina e o calitate a vieții superioară, la Slatina față de Craiova? Da, da, este șomajul 2% la nivel de oraș. Lumea este relaxată, blocurile sunt anvelopate, spațiile verzi sunt așa cum trebuie. Da, este. Tendința aceasta nu este de ieri de la craiovenii noștri se trezesc dimineața și fac naveta la Balș. Da? Caragiale spunea că dar... dezvoltat economic este orașul cu 8 ani de guvernare PSD. Și alții de la Balș fac naveta la Craiova și alții de la Slatina. Nu cred. Vă spun. Da. Haideți să privim rezultatele. Bine, să nu uităm ce au plecat și de ce fac naveta. Păi să nu uităm. Să nu uităm perioada aia în care, în loc să vină Vistori în Craiova, îi trimiteam frumos să meargă către alte orașe. Când Craiova era condusă de PSD. Să nu uităm nici de momentul ăla. Bine, nu mă ajută un primar Solomon de unde era atunci, dar... Credeți-mă că cei de la ea... Erau foarte mulți care plecau către Fiori. Uite, Pirelli, de exemplu. Pirelli care trebuia în momentul ăla să vină în Craiova, să ducă... Ca să detenționăm puțin situația și să zâmbim Nițel, tendința nu e de ieri de alaltări. Ion Luca Caragiale spunea că Craiova este orașul din care se pleacă, nu în care se vine. Sigur că da, mă scuzați. În Oradea, în Cluj, se mută europeni. Se mută oameni din alte țări, cu tot cu familie, pentru calitatea vieții. Da, eu cred că numai cine nu s-a plimbat prin Craiova nu vede o schimbare în bine a Craiovei. Cine nu s-a plimbat prin Oradea, prin Slatina, prin Cluj, prin Brașov, într-adevăr. Eu cred că cetățenii Craiovei sunt cei care sunt în măsură să vadă dacă orașul lor este mai frumos, dacă sunt drumuri asfaltate, dacă parcuri sunt mai multe și mai frumos aranjate. Ne vorbeam de dezvoltare economică, nu de panseluțe. Păi vorbim și de dezvoltare economică. Panseluțele sunt numai că să întreții un spațiu verde este absolut normal. Haideți să privim reportajul și revenim în platoul ăla. De ce n-am avut aeroport înainte? De ce n-am avut... Vă rog, haideți să privim reportajul cu datele pe care le avem în acest moment. Vă rog. Și nu știm cu cât. Oltenii au ieșit în număr mare la vot în primul tur al alegerilor prezidențiale. Dacă la nivel național prezența a fost de 47,66%, trei județe au depășit acest procent, iar două s-au situat sub media națională. În județele Gorj și Mehedinți, prezența la urne a fost de 46,4%, respectiv 47,5%, sub media națională. În Dolj, procentul a fost puțin peste medie, 47,9, în Vâlcea, 48,8, iar în județul Olt este una dintre cele mai mari prezențe la nivel național, 51%. Și în județul Teleorman s-a înregistrat o prezență peste media națională, 50,29%. Categoria de vârstă care s-a prezentat în cel mai mare număr la vot în Oltenia, dar și la nivel național, a fost 45-64 de ani. În Teleorman, Viorica Dăncilă a obținut 47,2%, iar Klaus Iohannis 30%. Un scor bun obținut de Viorica Dăncilă este și în Olt, aproape 43%, acolo unde Klaus Iohannis a luat 30% din voturile valabile exprimate. Și în Dolj a câștigat candidatul PSD, însă la cea mai mică diferență dintre județele Olteniei, de aproape 5 puncte procentuale. Klaus Iohannis a luat 31,9%, iar Viorica Dăncilă 36,8%. Aceeași diferență între candidați a fost și în județ Mehedinți. Candidatul PSD, Viorica Dăncilă, a obținut 43.037 de voturi, reprezentând 39,79%, iar candidatul PNL, Klaus Iohannis, s-a situat pe locul 2 cu 37.680 de voturi, ceea ce înseamnă 34,84%. În județul Gorj, Klaus Iohannis a luat 30,06%, iar Viorica Dăncilă 37,5%. Cea mai mică diferență între cei doi candidați este în Argeș. Viorica Dăncilă a obținut 30,88%, iar Klaus Iohannis 30,19%. Județul Vâlcea este singurul din Oltenia în care Klaus Iohannis a câștigat detașat în fața Vioricăi Dăncilă. Candidatul PNL a obținut un scor de 36,63%, fiind preferat de peste 57.000 dintre alegătorii care s-au prezentat la urne. Pe locul al doilea s-a clasat Viorica Dăncilă cu 32,56%, respectiv 51.170 de voturi. În patru județe, pe locul 3 s-a clasat Mircea Diaconu, Teleorman, Olt, Mehedinți și Argeș, iar în trei județe Dan Barna a prins podiumul, Dolj, Gorj și Vâlcea. Klaus Iohannis a obținut cel mai bun scor în Râmnicu-Vâlcea, 34,73% din sufragii. Viorica Dăncilă a convins aproape un sfert dintre vâlcenii veniți la urne, iar Dan Barna s-a clasat pe locul 3 cu aproape 15%. Și în Craiova, candidatul PNL a reușit să convingă aproape o treime dintre cei care au votat.
La o distanță de peste 10 puncte procentuale s-a clasat în Craiova reprezentanta PSD Viorica Dăncilă. La fel ca și în Râmnicu-Vâlcea, Dan Barna s-a clasat pe locul 3 cu 18,45%, cel mai mare scor obținut într-o reședință de județ din Oltenia. Și în Pitești, Claus Iohannis a ieșit câștigător cu 29,04% la o distanță de 4 puncte procentuale de Viorica Dăncilă. Pe podium a urcat și Dan Barna cu aproape 17%. Trendul s-a menținut și în Târgu Jiu, unde Claus Iohannis a luat puțin peste 30%, iar Viorica Dăncilă 28,6%. Diferența o face locul 3, pe care s-a clasat Mircea Diaconu cu peste 13% obținute în Târgu Jiu. Mircea Diaconu a obținut locul 3 și în Alexandria și Drobeta Turnul Severin. Și dacă vorbim de Alexandria, este unul dintre municipiile în care Viorica Dăncilă a luat peste 47% din numărul total de voturi valabile exprimate. În fiful Vioricăi Dăncilă, Claus Iohannis a reușit să obțină peste 30% dintre voturi. La fel a fost și în Drobeta Turnul Severin, unde Viorica Dăncilă a luat 31,79%, iar Claus Iohannis 29,75%. Mircea Diaconu s-a clasat pe locul 3 cu 14,07%. În Slatina, primii doi clasați au avut un scor sensibil egal. Viorica Dăncilă 30,95%, iar Claus Iohannis 30,53%. Dan Barna a obținut în Slatina 13,39%, clasându-se pe locul 3. Aș vrea să discutăm un pic aceste rezultate. Ce urmează la nivelul fiecărui partid, dacă veți avea în vedere ca pentru turul 2 campania să se desfășoare în alt fel? Cum se analizează lucrurile acum? Rezultatele pe care tocmai le-ați prezentat arată că PSD și-a reconfirmat forța și, totodată, capacitatea acestui partid de a sta între, de a fi apărătorul celor mulți. Pentru că un partid de stânga, serios, ca PSD, este cel care va fi pavăză împotriva măsurilor pe care le-am auzit de la noul guvern de dreapta, măsurile de austeritate pe care noi încercăm din răsputeri să le împiedicăm și uite că am și reușit pe unele dintre ele. Cred că marele perdant al acestor alegeri este Dan Barna și USR-ul, pentru că, iată, au înregistrat această scădere. Ea cred că se datorează faptului că oamenii au înțeles că dând jos poleiala aceea de oameni competenți, serioși și maculați, am văzut că chiar la nivel de lider, din păcate, pentru că mulți oameni își puseseră speranța în liderii dumneavoastră. Puteți să mă contraziceți, dar noi am văzut niște dosare penale, am văzut la nivelul liderilor dumneavoastră niște colaborări cu securitatea și așteptam niște oameni tineri care să nu fie avut astfel de legături. Și cred că oamenii au înțeles și cred că este unul dintre motivele pentru care tinerii aceia pe care i-am prezentat mai devreme, că nu s-au prezentat la vot, este unul dintre motivele care i-au făcut să stea acasă. Eu sper deci, să îi convingem. În ceea ce privește... Numai să termin. O secundă să termin, dacă îmi permiteți. Da, mulțumesc. Absolut. Frumos. În ceea ce privește pe domnul Diaconu, cred că cel mai mare procent din ceea ce a câștigat domnia sa îi se datorează domniei sale și mai puțin celor două partide care i-au stat în spate. De altfel, vă amintiți că și la alegerile europarlamentare la care domnul Diaconu a participat, a reușit să ia, să capete încrederea românilor și să ia voturile necesare ca să fie europarlamentar. Așa încât, din punctul meu de vedere, pro-România și ALDE sunt scoase din ecuație. Nu putem să vorbim de două partide. Din păcate, iată, pentru că, repet, mulți tineri își puseseră speranța în acest nou partid USR, poleiala a căzut, poate vă revigorați, poate la nivelul partidului găsiți resursele să îi dați la o parte pe cei care n-aveau decât o poleială deasupra și înăuntru erau găunoși. Vă doresc succes! Eu nu îmi dau seama despre ce poleială vorbiți aici, pe bune. Deci, mi-a vorbit de dosare penale și de o poleială. Tocmai dumneavoastră, așa. Partidul nostru. Da, dacă e să ne uităm pe cifre, eu dimpotrivă, eu văd că într-adevăr este, deci părerea mea e că voturile de încredere de la europarlamentare, electoratului anti-PSD, electoratul de dreapta,
mare parte s-au dus către candidatul, au preferat, alegătorii au preferat candidatul PNL, din anumite considerente. Dar dacă mă uit în total pe cifre... Cum? Deci voturile PSD s-au dus către Ioanis? Voturile electoratului anti-PSD, adică ale USR-ului, de la euro, unele s-au dus către clausura europarlamentare. PSD, asta am stabilit de la început. De la europarlamentare, probabil că foarte mulți din votanții USR Plus, care ne-au susținut la europarlamentare, au susținut partidul, au decis să voteze tot cu forțele anti-PSD, ca să zic, cu electoratul de dreapta, cu cei reprezintă, și au votat cu candidatul Iohannis. Dar, dacă luăm cifrele și ne uităm că am fost astăzi... Este o bilă neagră pentru Dan Barna, care este o bilă, are 8% mai puține decât partidul europarlamentar. Este o bilă neagră pentru Dan Barna, dar asta nu înseamnă neapărat o bilă neagră pentru partid. Eu sunt convins că au fost, într-adevăr, la europarlamentare a fost și un vot de blam, deci împotriva PSD-ului. Și probabil că cifrele pe care le-am obținut atunci... Atunci a fost un vot anti-Dragnea, cum a spus așa. Anti-Dragnea. Sau pentru justiție. Sau pentru justiție. Nu. Și nu sunt vot pentru justiție. Și, sincer, cred vorbim că toată lumea... Vorbim și subiectul acesta cu, în amănunt, dacă vreți. Îl discutăm mai încolo. Toată lumea probabil s-a așteptat la un rezultat mai slab acum față de eurul parlamentare. Deci susține al lui Dan Barna. Ați vorbit de dosare penale, deci eu nu dau seama de ce dosare penale vorbiți. Celor de la USR, cei care au un dosar în cercetare și nu este că s-a făcut X o plângere și l-au luat pe om să-l cerceteze. Cine a avut-o? Cine are dosar de la USR în curs? Că domnul nu știu Barna, cu fondurile acele europene, cercetarea de la OLAF, de la Donsu cerea să se ducă la DNA, să nu-l cerceteze Viorica, să-l cerceteze DNA-ul. Chiar nu știți. Asta a fost un fake news în campania electorală, o știre falsă în campania electorală, păi, pentru că nu este există niciun... Este o investigație, așa este investigație de la Rice Project, care nu s-a transformat în niciun dosar și nicio anchetă. Adică Rice Project a mințit acolo, a spus niște bani verne, să înțeleg. E un fake news dat de Rice Project. Ce a spus Rice Project, sunt convins că este adevărat, dar ce a spus Rice Project oricum nu demonstrează nimic. Deci, au aruncat deci este adevărat niște că omul ăsta s-a folosit de niște oameni cu dizabilități să fraudeze niște fonduri europene și a dat inclusiv celor din familia lui. Nu vă erijați în judecător tocmai dumneavoastră care ne-a spus că de la o simplă plângere până la un verdict e distanță. Dacă o să existe fapte de care se dovesc că o să fie fapte de corupție, deși nu știu dacă ați citit, eu am avut curiozitate și am citit tot dosarul ăsta, deși este foarte lung. Nu, ideea este următoare. Fără penali în funcții publice, da? Dumneavoastră ați venit cu acest slogan, da? Conform dumneavoastră, cel care este cercetat, așa cum erau și alții cercetați și care s-au dovedit ulterior că sunt nevinovați, da? Ăia trebuia să plece din politică, să-și pună cenușă în cap, să se ascunde că erau penali. Dar nu este cercetat. Acum, când e în grădina dumneavoastră, nu mai e valabil același lucru. Ăștia sunt nevinovați, e fake news, să vedem că o fi copății, să găsim niște scuze, că a pus-o pe soră sa și nu trebuia și din familie, nu mai e nicio problemă aici. E clar că dezvăluirile au dăunat grav imaginii lui Dan Barna. Nu le-am făcut eu, și asta s-a văzut și în procentul de ei. Adică fiți consecvenți. Asta poate să fie. Deci, în primul rând, eu nu știu de absolut niciun fel de dosar și de nicio cercetare. Păi, e pur și simplu niște fapte, niște documente aruncate de avalma de Rice Project. Dar trecând pe chestia asta la o parte. Într-adevăr, ce zice, este posibil să fi dăunat imaginea lui Dan Barna. Acum întreb și eu, de ce a apărut ancheta asta de la Rice Project chiar în campanie electorală? Acum nu mă întrebați pe mine, că noi votăm PSD-ul și dumneavoastră votanți comuni n-aveți. Poate cu vecinul de scaun n-aveți votanți comuni. Cei de dreapta. Rezultatul obținut de candidatul pe care dumneavoastră ca partid și ALDE l-ați susținut este doar meritul persoanei. Sunteți de acord? Cea mai mare parte. Cea mai mare parte. Sunteți de acord cu ceea ce a spus doamna senator? Nu este chiar atât de simplu. Orice candidat independent are nevoie de niște structuri. Bine, nu ne putem compara ca și dânșii de la USR, nu se pot compara cu structurile PSD-ului. De-aia și dânșii n-au reușit să ajungă în turul 2.
În ceea ce privește pe domnul Klaus Iohannis, președintele României, eu, în locul dânsului, dacă aveam un contracandidat ca Viorica Dăncilă, ieșeam în dezbatere publică în fiecare zi cu ea. Ați avut ghinion și nu a spus în locul dânsului. Ghinion, eu m-am spus ca idee cam ce aș fi făcut eu. Asta ar fi fost, asta aș fi vrut să fac. Pentru că, bine, sunt curios dacă într-o doi o să se întâmple aceste dezbateri care, tocmai ce vorbeam mai devreme de prezența la vot. Până nu avem dezbateri, nu o să avem nici prezență. Am înțeles că doamna Veronica deja a propus... Viorica, o cheamă. Viorica. Doamna Viorica Dăncilă îi propune din... de ceva vreme, îl invită pe domnul președinte la o dezbatere în care fiecare să-și prezinte programul, să prezinte realizările pe care le are în spate. Doamna Viorica Dăncilă a fost premierul României. Noi avem niște... lăsăm România cu o situație economică pe care românii trebuie să o știe. Și românii au dat verdictul vis-a-vis de realizările doamnei Viorica Dăncilă. Eu îmi doresc din tot sufletul ca dumneavoastră, PNL-ul, să puteți să mergeți mai departe, să puteți să mențineți această datorie publică de 35%, să puteți să mențineți o creștere a PIB-ului și o creștere economică a economiei din România de 4% și în anii următori, pentru că deja ați văzut, agenții de rating precum Fitch a dat astăzi un nou verdict și a spus că România este pe un trend ascendent, că se poate menține în deficit de 3%, prin urmare lucrurile stau bine. De rezervă al guvernului, nu știu ce știți dumneavoastră, acum se face o radiografie. Eu știu că nu mai sunt bani nici în fondul de rezervă. Păi nu mai sunt bani în fondul de rezervă. A fost o calamitate în România și nu știm noi. Da, au fost inundații, vă amintiți-vă că doamna premier... Și s-a consumat fondul de rezervă al țării. Fondul de rezervă al țării nu poate să fie folosit. Acum se va face o radiografie și nou guvern, Ludovic, nu va arăta românilor exact ceea ce au găsit. Lăsați până atunci vreau să puteți să vorbiți cât vreți dumneavoastră, noi vom vorbi pe cifre. Este o prostie. Pe cifre vrem și noi să vorbim. Și pe cifre pe care le găsim la INS, pe site-ul Eurostat, la Banca Mondială, la Fondul Monetar Internațional, iată la agenții de rating. Din rezervă. Ce s-a întâmplat cu ei? E foarte simplu. Acest fond de rezervă nu poate fi folosit pentru altceva decât pentru calamități naturale. S-au plătit pentru pesta porcină. S-a dus pe piscine? Pentru pesta porcină. N-ați auzit de ea? Cum înțelegeți ce nu mai sunt la vot? Bun. Fix din acest motiv. Păi nu, dar nu cred că fiecare bani se acuză unii pe alții. Termine toți banii din rezervă. Nu, eu vreau să facem așa. Deci, domnule, la momentul acesta există următoarea situație. Pe hârtie, da? Inclusiv cu fondul de rezervă. Asta pentru că nu este cred unde s-au dus bani. Guvernul Orban va face o radiografie economică a țării. Păi radiografie economică o aveți deja făcută. O să avem atunci. Domnule Vasile, ați rămas cumva dator la analiza aceasta a rezultatelor în interiorul partidului. Am rămas dator la multe discuții. Adică am... Asistat la o discuție despre dosare penale, ce înseamnă dosar penal, ce nu înseamnă dosar penal. Nu cred că reprezentantul Partidului Social Democrat este în măsură să ne spună despre domnul Barna că este penal. Mai mult decât atât, eu ca reprezentant al Partidului Național Liberal țin să vă aduc aminte că domnul Ludovic Orban nu a mai candidat la primăria Craiovei, la primăria București și a stat până și a rezolvat problema în instanță. Eu sunt ferm convins că dacă nu exista domnul Klaus Iohannis care să lupte, să nu maltratați legile justiției, domnul Dragnea astăzi era premier și nu avea niciun dosar. Eu vă contrazic, pentru că acele 303, 304 și 307 deci au fost asta în Parlament și l-am votat. Totuși, nu înțeleg de ce colegii dumneavoastră de coaliție au decis să nu vă sprijine candidatul. Ei, poate ar trebui să le întrebați pe domnul Trădiceanu, da, de ce? Domnul Trădiceanu era bun când era în coaliție. Când mergeați cu dânsul de braț, era foarte bun. Era așa, am avut o guvernare bună, inclusiv cu miniștri ALDE. Că ei s-au răzgândit și au părăsit guvernarea, este decizia lor politică. Asta înseamnă pluripartidism. Sunt mai multe partide, fiecare are propria decizie. Părăsesc ca mulți și domnul Ponta și domnul Tărician a fost foarte bun pentru PSD și urmează să fie foarte bun pentru PNL, din câte acum este înțelegem. Foarte bun pentru PNL, într-adevăr. A fost bun acolo, se mută în partea cealaltă, domnul Tărician. Adică unde e cald, domnul toată lumea, unde e nevoie. Nu s-a mutat. Nu s-a mutat, urmează. Știți foarte bine că urmează. Nu se zvează mama omit, dar să știți dacă se mută la noi. Să ne referim și la românii care au plecat din țară. Suntem în direct la un post de televiziune națională. Bineînțeles. Dacă sunteți de acord, să ne referim un pic și la votul din diaspora, pentru că acolo cumva clasamentele sunt puțin schimbate.
Începem cu dumneavoastră. Da. Eu mă bucur foarte mult că românii au votat anul acesta în diaspora fără niciun fel de probleme. Vă reamintesc că PSD a elaborat această lege și am votat-o în Parlamentul României, astfel încât cei din diaspora au putut să voteze 3 zile și au avut la dispoziție și votul prin corespondență. Mai mult decât atât, toată logistica, toată organizarea a fost realizată de către guvernul Dăncilă, pentru că guvernul Orban s-a instalat în urmă cu câteva zile, totul a fost deja pus la punct. Urmează să se ocupe acum de turul 2. Este foarte bine că au votat, indiferent de ce au votat, un drept ca acesta de a vota trebuie să fie respectat cu sfințenie. Într-adevăr, au fost voci... Asta este rezultatul. Asta este preferința celor 600-700 de mii, câți au fost până la urmă, da? În jur de 700 de mii de români care au votat în diaspora. O respectăm. Care este problema? De ce are probleme de imagine Partidul Social-Democrat în diaspora și de ce nu a încercat să le rezolve cumva? Eu cred că este o analiză pe care noi ar trebui să o facem mai profund. Trebuie să avem o legătură mai apropiată și permanentă cu românii din diaspora, mai mult decât am făcut până acum. Le-a transmis domnul Bădălu mai multe românilor. Acum, domnul Bădălău și-a PSD. Transmis da. Opinia domniei sale. Eu sunt craiovean, Bădălău e Bădălău. Fiecare își transmite. Unul din liderii Partidului Social Democrat. Și nu știu să-l fi tras noastră la răspundere. Exemple. Nu știu să-l fi tras noastră colegii l-am la răspundere. L-am tras la răspundere, în public stați liniștit, că l-am tras la răspundere pe domnul Bădălău. Nu, dar grija asta față de diaspora, prima oară trebuie să-l trageți la răspundere pe colegul nostru, domnul Bădălău. Noi știm ce avem de făcut, dar până una alta, mai mult decât atât, uite, noi am făcut ca românii să poată să voteze. Asta este o chestie diaspora. Care mă enervează. Dumneavoastră vă lăudați cu un lucru care este absolut normal. Deci dumneavoastră veniți și ne spuneți de 5 minute cu titlul de laudă că nu ați organizat alegerile laudă. Normal. Deci în România, dumneavoastră PSD-iștii vă lăudați când faceți un lucru normal? Păi așa am ajuns acum să ne lăudăm că facem un lucru normal, pentru că dumneavoastră sunteți în stare și a spus președintele imediat după alegeri că ia uite ce a făcut guvernul Orban. A reușit să sprijine pe românii din diaspora. Este primul lucru pe care l-a spus președinte. Cita acolo de pe făicică domnul Iohannis. După ce a câștigat alegerile în acest prim tur al alegerilor prezidențiale, ce a făcut președintele Iohannis? Așa a spus. A venit și a spus, în loc să le spună, să le mulțumească românilor și să le spună că ce are de făcut mai departe pentru ei, tuturor românilor, da? A venit și i-a dat iarăși în PSD, pentru că asta e campania domniei sale. Chiar avea o problemă, probabil, dacă ar fi avut alt candidat, că rămânea fără subiect de campanie. Nu mai exista, nu mai avea cine să dea. Eu vă spun și, cu tot respectul și chiar cu tot dragul. Dumneavoastră, reprezentanții Partidului Social Democrat, ar trebui chiar să ascultați români. Și de aici, și din diaspora. Vreau să dacă veniți cu idei pe care încercați să le fixați românilor, cum că românii sunt dezbinați. Noi suntem aici 9 români, suntem dezbinați. Am votat diferit. Înseamnă că românii sunt dezbinați. Asta nu înseamnă că românii sunt rezonați. Cei de la Partidul Social Democrat veniți cu niște teme bine punctate pe care încercați să le implementați în creierul românilor. Iar românii sunt deștepți. Românii sunt deștepți și românii v-au taxat. Trebuie să recunoaștem că v-au taxat. Rezultatele din diaspora și prezența la vot. O prezență la vot mare, cum cam așteptam la o prezență de peste 600.000 de oameni, 7,2% a contat. Vreau să-i răspund doamna Craioveanu. Doamne Craioveanu, apropo de faptul că acum am avut niște alegeri normale, niște alegeri în diaspora normale, nu este exact, vreau să repet treaba asta, nu este un motiv de laudă. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat la europarlamentarele. Deci nu este încă o dată, nu este un motiv de laudă. Să ne aducem aminte ce am semnat la europarlamentarele. Iartați-mă să vă întrerup. Nu doar atât ca să lămurim. Deci nu a fost ca o laudă, dar am vrut să lămurim lucrurile ca toată lumea să știe că ceea ce a spus președintele Iohannis după ce s-au anunțat rezultatele de la exit poll-uri, este un lucru total greșit, pentru că nu guvernului Orban trebuie să-i mulțumească pentru asta. Da? Deci vă rog a fost să vă o încercare de manipulare de la cea și mai domnul Reșteanu urmează. Nu, mă închid aici. Vreau doar să ne aducem aminte ce s-a întâmplat la europarlamentare când am ajuns la toate televiziunile europene. Român
cetățeni care am ajuns și 10 stau, agățați, stau agățați de gardurile ambasadelor începând să voteze. Este s-a întâmplat în timpul guvernului PSD. Așa este, au plătit atunci. Și inclusiv noi am plătit politic pentru asta. Pentru că rezultatul a fost influențat în mare măsură și de acest lucru. După dispariția din peisaj a domnului Liviu Dragnea, aproape că n-a mai existat un om negru în România, ca să spun așa, și votul negativ între frontiere n-a prea existat. Dar în ceea ce privește diaspora, trebuie să recunoașteți că rezultatele bune pentru Klaus Iohannis și Dan Barna sunt ca urmare a unui vot negativ în diaspora. Asta credeți dumneavoastră? Poate diaspora știe că sub România, sub conducerea domnului Iohannis și cu o guvernare liberală, ei se pot întoarce în țară. Ei vor să se întoarcă în țară. Ei vor să se întoarcă în țară și au taxat, într-adevăr, la europarlamentare, Partidul Social Democrat, care nu le oferă cadru necesar ca ei să vină să se desfășoare în România. Pentru că toți vor să se întoarcă acasă. Credeți-mă ce vă spun. De asta vă spun. Să mai vorbiți cu românii, să-i mai ascultați. Nu ne mai spuneți că sunt dezbinați, că e o întreagă lucrătură, da, asta împotriva machiavelică, împotriva Partidului Social Democrat. I-aș da cuvântul și domnului Rășceanu vis-a-vis de prezența deci, la vot în diaspora și... Adică a fost mai mult un vot pro decât contra? Exact. Dacă a fost un vot pro și nu un vot anti, pentru că și eu sunt de acord că a fost un vot anti și v-am dat exemplu mai devreme, inclusiv din broșura de campanie. Și ce ați înțeles dacă a fost un vot anti? Dumneavoastră, ce ați înțeles PSD-ul? Dacă înțelegeți că a fost un vot anti-PSD al diasporii. O campanie anti, da? Deci a fost manipulat și cei din diaspora. Dați voie să vă întreb. Nu vorbeam despre diaspora. Eu vă întrebam așa, dacă dumneavoastră considerați că a fost un vot pro, v-aș ruga să-mi dați și mie câteva exemple de lucruri pe care le-a făcut președintele Iohannis în acești 5 ani de mandat, așa încât românii să zică, uite domnule, omul ăsta, președintele României, a făcut pentru noi românii lucrurile astea și mai vine și ne mai propune pentru următorii 5 să continue această muncă pe care a făcut-o și noi îi dăm votul și îl susținem pentru că vrem să se întâmple lucrul acesta. Pentru că eu personal, în afară de să moară PSD-ul, să se ducă PSD-ul, să dispară, inclusiv cu Craioveanu, cu ăștia toți care sunt în PSD, că sunt toți sunt corupți, toți sunt hoți, toți sunt urâți, toți sunt analfabeti și așa mai departe, că asta a fost campania, trebuie să recunoaștem. Și uite, aici sunt în carne și oase, așa cum mă descria părerea românilor. Da? Deci dați-mi exemplu, să rămânem la întrebarea pe care v-am adresat-o. Deci dați-mi aceste exemple. Domnule, președintele Iohannis, în ăștia 5 ani a făcut asta și asta. Nu îmi spuneți doar că asta, ce ați înțeles, v-am întrebat înainte, ce ați înțeles din votul anti-PSD al diasporei? Că mi-a spus, am înțeles că a fost un vot anti-PSD. Dumneavoastră a spus, da, a fost un vot anti, eu am spus pro. Ce ați înțeles m-am corectat și v-am spus că a fost un vot pe o campanie anti-PSD. Adică au fost manipulați. Nu, dar răspundeți-mi la întrebare. Nu am folosit eu cuvântul manipulare. Nu, adică am cei din diaspora au votat anti-PSD datorită campaniei mincinoase a noastră. Nu încercați să evitați răspunsul la întrebare. Te v-am întrebat înainte și vă răspund. Da? Am răspuns la toate întrebările. Bun. Deci am spus așa. Repet, dacă n-ați înțeles, vă mai repet o dată. Deci mă bucur că cei din diaspora au votat. E opțiunea lor și le respectăm cu toții. Cu reacțiile după aflarea rezultatelor de la Exit Poll și revenim în platou la discuție. Cred că rezultatele le știm. Doresc să mulțumesc tuturor românilor care astăzi au venit la vot, atât românilor din țară, cât și din diaspora. Au venit în număr foarte mare, au demonstrat încă o dată să manifeste spiritul civic și am observat că cu toții au înțeles, de la cei mai tineri până la cei mai în vârstă, că este foarte important să ne prezentăm la vot. Peste jumătate din români s-au prezentat la vot. Ne bucură sondajele Exit Poll, de tip Exit Poll, arată încă o dată că președintele Klaus Iohannis are un sprijin popular masiv. În același timp responsabilizează, urmează un tur 2 de scrutin, în care, cu certitudine, colegii, președintele Klaus Iohannis va fi prezent în rândul cetățenilor, în fiecare localitate, în fiecare oraș, astfel încât peste 2 săptămâni să câștigăm detașate aceste alegeri prezidențiale. Și proiectul de țară, o România normală, să devină
o realitate? Cred că nu e o problemă turul 2, dar trebuie să avem aceeași determinare pentru a avea un scor foarte bun în turul 2. Acum depinde de ceea ce se va întâmpla la PSD. Chiar și cu intrarea aceasta în turul 2, cred că se vor întâmpla tot felul de lucruri la acest partid. Și urmează anul viitor cu alegeri locale și generale și sunt convins că după toamna anului viitor România va intra pe cu tot o altă direcție decât a fost în ultimii ani. Vreau să mulțumesc tuturor craiovenilor care au votat astăzi. De asemenea, le mulțumesc colegilor mei pentru această primă repriză de campanie. Urmează repriza a doua de campanie electorală. Și mai vreau să mai spun un singur lucru. Iată că după 30 de ani de la Revoluție s-a identificat un sistem care să asigure procesul de votare și de numărare a voturilor, pentru că intrăm acum în ora următoare în faza de numărare a voturilor. Sistem care să asigure o acuratețe a rezultatului alegerilor. Să sperăm că nu ne vom mai ocupa în Parlament de comisii de anchetă care să identifice eventuale fraude și alte pierderi de timp, pentru că am ajuns în situația în care putem ști destul de repede și de clar rezultatul unui vot, fără incidente, așa cum am avut până alegerile trecute. Avem un candidat de președinție adevărat, care s-a detașat clar față de ceilalți competitori. Românii, într-adevăr, știu ce să voteze, știu, cunosc toți importanța votului, chiar și cei care nu se prezintă în momentul de față, marea majoritate știu ce înseamnă votul și va fi bine, inclusiv pentru județul Dolj. Vom înțelege cu toții că nu trebuie să respirăm un aer roșu în continuare, nu trebuie să mai aveam puțin și nevoțea și clanța de la ușă roșie. Așa era dorința celor din Dolj de aici, care conduc județul de 30 de ani de zile. Avem șansa să arătăm și cei din Dolj României că înțelegem ce se întâmplă la nivel național și vom fi alături de toți românii, inclusiv cei din Dolj. Mulțumim din suflet! Noi, cei de la Dolj, organizația PSD, echipa de aici, este foarte mulțumită. Veți vedea, în urma alegerilor parțiale, că organizația de la Dolj a scos candidatul pe primul loc în Dolj, în competiția cu toți ceilalți 14-13 candidați. Iurica Dăncilă în Dolj este pe primul loc, sigur. Știm ce am muncit, știm cum ne-am organizat. De altfel, vreau să fac aici o corectură vis-a-vis de o afirmație a celui care încă este președintele României, care își felicita guvernul Orban, care nici nu s-a instalat bine la ministere, și că această organizare a campaniei electorale pentru prezidențiale a început în urmă cu 3 luni și că întreaga organizare a fost sub competența guvernului Dăncilă, guvernului PSD, astăzi doar au votat și ei ca toți ceilalți cetățeni ai României. În rest, nu au putut să acționeze niciun fel, atât Ministerul Afacerilor Interne, cât și Ministerul Afacerilor Externe, cât și toate celelalte autorități, că vorbim de autoritatea electorală permanentă, toate, inclusiv autoritățile administrației publice locale, întreaga organizare de la A la Z a fost finalizată cu mult înainte de moțiunea de cenzură, cu mult înainte de instalarea guvernului Orban. De altfel, mai am o observație și un comentariu de făcut. Imediat după ce a fost ales președinte Klaus Iohannis, n-a avut niciun fel de comentariu decât la adresa PSD, a guvernelor PSD. După ce am câștigat alegerile, acest om s-a îmbolnăvit de PSD-ită. El nu vorbește decât de eliminare și aș vrea să mă adresez populației din Dolj și din întreaga țară vis-a-vis de această ură viscerală pe care o are Klaus Iohannis, spunând că trebuie să eliminăm de pe scena politică un partid politic parlamentar ales de către popor. Este de neconceput că un om poate gândi astfel. De aceea, noi cind din Partidul Social Democrat și în mod deosebit organizația de la Dolj, în numele căreia vorbesc împreună cu colegii mei, alături de noi se găsește în comunicare permanentă și președintele nostru, europarlamentarul Claudiu Manda, și doamna Lia Olguța Vasilescu, vicepreședintele PSD,
și în legătura permanentă pe care am avut-o cu echipele locale, cu administrațiile PSD locale, ne-au dat această garanție că avem șansa să fim pe primul loc în Dolj cu candidatul nostru și de ce nu în turul 2 să putem să câștigăm chiar alegerile prezidențiale. În primul rând, aș vrea să-l felicit pe Dan Barna pentru excepționala campanie electorală pe care a derulat-o în ultimele două luni de zile. Vreau să le mulțumesc colegilor mei de la USR și de la Plus Dolj pentru efortul de campanie pe care l-au făcut și pe care l-o face în continuare pentru modernizarea României. Rezultatele pe care le-am văzut acum la acest exit poll nu sunt foarte mulțumitoare. Pe de altă parte, nu iau în considerare votul din diaspora. Considerăm că, odată numărate acele voturi, ne aflăm în marja de eroare și așteptăm și vom da declarații suplimentare în momentul în care vedem rezultatele finale. Noi în seara aceasta și noaptea aceasta vom face o numărătoare paralelă și mâine vom comunica și sperăm să ne vedem cu Dan Barna în turul 2. Societatea românească a început un proces de schimbare ireversibil și acest lucru se vede începând cu alegerile parlamentare și acum la prezidențiale. Suntem încrezători de rezultatul pe care îl vom avea oficial mâine. Le mulțumim colegilor noștri, atât din USR cât și din Plus, pentru eforturile care au fost depuse în această campanie electorală. Continuăm numărătoarea voturilor în această seară și le mulțumim delegațiilor noștri din secție pentru efortul pe care îl fac și îi îndemnăm să continue să fie vigilenți până la finalizarea procesului de numărare a votului. Vom fi în continuare aici, vom fi o alternativă pentru modul vechi de a face politică, atât în România cât și în județul Dolj. Și aceasta este promisiunea pe care o facem votanților și le mulțumim pentru ceea ce au făcut astăzi. Mulțumim! Acestea au fost reacțiile surprinse la cele trei partide importante din Craiova. Domnule Răscianu, ați rămas cumva dator la o opinie vis-a-vis de votul din diaspora, prezența la urne și clasamentul, opțiunile. Vă așteptați? Sincer, mă așteptam să fie mai mare prezența la urne în diaspora. Chiar mă așteptam să fie mai mare, având în vedere că cifrele spun că sunt peste 3 milioane de români plecați din țară. Chiar mai mult? Chiar mai mult. Nu am înțeles de ce votul în corespondență a fost atât de scăzut. Sper ca pe viitor să se schimbe mentalitatea, cel puțin în legătură și cu colegul de la USR. Mă așteptam la dânsii, sincer, să fie un vot mai preponderent, mai ales tinerii. Adică, uitându-ne în urmă la europarlamentare, mă așteptam ca acum la prezidențiale tinerii să iese la vot din ce în ce mai mult. Am observat o scădere masivă a lor. Votul, am văzut că majoritar este între 45 și 60 de ani. În diaspora? La nivel național. La nivel național. La nivel național. Categoria de vârstă care a avut. Categoria de vârstă, da. Cu predilecție. Am văzut că și femei au fost mai multe decât bărbați. Oricum sunt mai multe decât bărbați. Mai responsabil. Sunt mai responsabil, exact. Mai responsabil, dar aia trebuie să votăm o femeie președinte. Încă un argument, iată. Bine, în legătură cu femeia președinte, să nu uităm că dumneavoastră ați luat cel mai mic scor pe care l-a luat vreun candidat PSD la prezidențiale. Dumneavoastră PSD, adică, practic, în ultimii 30 de ani a fost cel mai mic. Deci asta înseamnă că PSD undeva s-a poziționat în jur de 20 și ceva la sută. A dezamăgit. Bine, să nu uităm că și dumneavoastră acum creșteți pe un... Adică vă împăunați cu un scor al lui Klaus Iohannis care nu are nicio legătură cu dumneavoastră ca partid. Adică scorul lui nu se va reflecta în scorul localilor și parlamentarilor, în scorul PNL-ului. Asta pentru că, încă o dată, europarlamentarii dumneavoastră l-ați câștigat pe votul negativ pe care l-a primit PSD-ul prin politica pe care a dus-o în ultimul timp. Vă înșelați. Europarlamentarii s-au votat pro. Europarlamentar, dacă vă aduceți aminte, s-a votat pentru justiție. S-a votat și europarlamentar. Europarlamentar. Mă rog, anticea ce ne prezintă Dragnea. România în ultimii ani și în ultimii ani. Dacă vă aduceți aminte, la europarlamentare, cetățenii au venit și au votat pentru justiție.
De asta domnul Klaus Iohannis este în pole position acum. Pentru că el a pus aceste baze. Dacă nu era Klaus Iohannis, repet, să oprească tăvălugul PSD de a maltrata legile justiției, Dragnea era astăzi prim-ministru și nu avea niciun dosar penal și se scăldea în balta de la Berlina sau de unde este. Punct. Nu este nicio modificare. Nu ați fost în stare de fiecare dată când am întrebat să spuneți mai care e modificarea aia pe care noi am să ăștia răi și urâții am strecurat-o în legile justiției ca să-l scoate, să-l scape pe Dragnea de la pușcărie. Întreb lucrul ăsta de câte ori sunt pe televizor de un an de zile și nimeni nu răspunde. Concret, care sunt modificările alea pe care am încercat noi? Și au dat credit din nou domnului președinte Iohannis pentru că au văzut că se opune maltratării justiției în țara noastră. Deci asta este singurul lucru. Păi ce pericol mai este de maltratarea justiției la momentul important. Acesta. Ce pericol este? Discutăm, Să nu uităm câți oameni au ieșit în stradă, eu mă număr printre ei, în momentul când s-a dat ordonanța 13. Așa, ce spune ordonanța? Și pe urmă, după care au urmat asalturile asupra justiției. Da, asta le-am auzit, dar eu vreau să spuneți concret. Dom'le, a zis așa, cu ghilimele. Prevederea aceasta, voi ați vrut să o puneți în legislația din România. Că eu nu știu despre ce e vorba. A fost o întreagă emoție. Informați-vă și la următoarea emisiune. Bine, spuneți-mi dumneavoastră că eu am căutat și n-am găsit. Care sunt modificările la pe care PSD-ul a vrut să le facă, să-l scape pe Dragnea de la pușcărie? Ne-ați mai pus în cârcă și recursul ăla compensatoriu pe care nu l-am făcut noi și l-a făcut doamna Prună cât a fost ministru. L-a susținut, eu eram în Senatul României, doamna Gorghiu l-a susținut de la tribună. Domnul Alexandrescu. Ați reparat? L-am susținut ați acolo, reparat? L-am susținut, ați reparat? L-am votat cu toții. Sunt oameni că... periculoși în libertate acum. L-ați reparat dacă nu ați făcut dumneavoastră? Ați mișcat ceva? Păi știți de ce s-a dat acel recurs compensatoriu? Acea lege a recursului compensatoriu? De ce nu ați reparat-o dacă spuneți că a fost ceva nefiresc și nefăcut de dumneavoastră? Nu, am spus. Ce ați făcut dumneavoastră? Eu am spus așa, că a fost... O cert lege pe care am votat-o toți, periculoși și PNL, în libertate, și PSD, și USR, susținută de la tribună de către reprezentanții ai tuturor partidelor, ca fiind o lege absolut necesară, pentru că primeam amenzi foarte mari, cocoșa bugetul nostru, de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Da? Ăsta a fost argumentul și de-aia l-am votat. Mulți după care, PSD-iștilor vrea să cu treaba asta. Dacă nici asta nu-i manipulat, doi, la urma urmei, da. Cam asta vrem să aflăm, ce se schimbă, ce strategii veți avea. Faceți referire și la campania în primul rând, în primul rând așteptăm o confruntare directă între președintele Iohannis și doamna Viorica Dăncilă. Din câte știu eu, doamna Olguța Vasilescu a transmis deja o scrisoare, sau urmează să transmită, către președintele Iohannis, candidatul PNL-ului la președinția României, prin care îi solicită să aibă două întâlniri de dezbateri cu candidatul nostru, doamna Viorica Dăncilă. Credeți că va avea curajul să... Vorbeam de manipulare, dumneavoastră vorbeați de manipulare și înțeleg că dumneavoastră nu știți dacă a trimis-o sau nu. Dar ne-ați prezentat toată această scrisoare. Cu siguranță, da, cu siguranță. A spus, nu știu dacă a trimis-o sau nu. Eu nu știu la momentul acesta. Este, când o să o trimită, vorbim. Până atunci e manipulare. Nu este nicio manipulare, este o intenție anunțată chiar de purtătorul de cuvânt al PSD, domnul Valeriu Stăriu, pentru că noi, doamna Viorica Dăncilă, dar nu mai cred de mult în spusele. Dar credeți că e nevoie dar de o scrisoare semnată, trimisă sau cu timpul așa pe ea la președinție ca să vină să dezbatul? Doi, doamna, dați-mi voi. Nu am să mă care este moderatorul. În turul 2 măcar. E nevoie să trimită o scrisoare ștampilată cu timpul ca să vină? Nu, nu, cert și de asta. Pentru că, cu siguranță, vă spun că așa se va întâmpla. Deci cert, o să-i trimitem și scrisoare oficială. S-a trimis sau nu? Nu pot să vă spun la momentul ăsta dacă este deja... Dacă nu puteți să-mi spun. Aceasta este, este procedura normală ca un candidat să trimită către celălalt? Eu știu că se propune de către televiziuni... De oră, pe un lucru pe care spuneți că nu aveți cunoștință, nu are rost. Domnul consilier, doamna Dăncilă, în prima parte a acestei campanii prezidențiale, când concurau puzderia de candidați pentru finală, ca să spun așa, și nu vi se pare că sunt mulți? Așa au fost și în urmă cu... Au fost și mai mulți. Da? Și e foarte bine că sunt mulți, foarte bine.
l-a rugat pe domnul Iohannis, l-a invitat să vină într-o dezbatere de pe postul de televizor, de televiziune, de pe rețele de socializare, în interviurile pe care le lua presa. Acum ne-am gândit că poate domnul Iohannis așteaptă la o scrisoare semnată, ștampilată, cu timbru către administrația prezidențială. Eu nu știu dacă s-a trimis până la ora aceasta, dar vă repet, purtătorul de cuvânt al PSD, dar pot să întreb, a ieșit public și a spus că va face și acest lucru. Va trimite o scrisoare. Realist vorbind, cu sau fără dezbatere, deși este normal că într-unul să fie dezbatere. Dacă vor dezbatere, cu siguranță va fi dezbatere. A trimis-o. Uite, vă dau o dată certă, am aflat că scrisoarea PSD pentru Klaus Iohannis este deja trimisă, o puteți găsi, pot să vă trimit și eu acum pe WhatsApp dacă vreți. Să sperăm că măcar acum domnul președinte are curajul să iasă și să se confrunte față în față cu candidatul PSD, doamna Viorica Dăncilă, care are ce spune despre activitatea domniei sale ca premier și are ce să le spune românilor despre ceea dacă ce românii vor dezbatere, cu siguranță domnul Iohannis va prezenta la dezbatere. 1. 2. Discutăm despre turul 2, despre campanie, asta era tema, nu scrisoarea pierdută sau amintită. E trimisă, s-a lămurit, da? S-a lămurit. E foarte bine. Pentru mine este foarte important ca toți românii și toți simpatizanții domnului președinte Iohannis să înțeleagă că trebuie să meargă la vot. Pentru că unii s-ar putea să spună, oricum domnul Iohannis o să câștige alegerile, nu e necesar votul meu. Asta e foarte important și asta e mesajul pe care vreau să-l transmit craiovenilor și românilor, că trebuie să mergem la vot. Dacă simpatizăm pe domnul președinte și ne dorim să ajungă în continuare președintele țării, nu trebuie să stăm acasă pe considerentul că oricum iese. Și dacă o simpatizăm pe doamna Dăncilă, trebuie să stăm acasă, dumneavoastră, că PSD nu pot să mă pun în pielea dumneavoastră. Realist vorbind, doamna senator, realist vorbind în acest moment, între cele două tururi, ținând cont de disiparea voturilor, mai ales către partea dreaptă a eșichierului politic românesc, e vorba despre candidații, cei mulți, au fost cei mai mulți dintre ei de dreapta și în aceste condiții, de unde își poate procura candidatul PSD, Viorica Dăncilă, voturile necesare? Eu cred că este un nou restart. Păi pot să vă dau niște exemple foarte clare de unde poate să ia Viorica Dăncilă voturile. Mă gândesc la cei 3 milioane de fermieri din România, da? Care ce? Care... Să nu vă lăudați cu banii europeni care se dau prin APIA. Că i-a dat Dăncilă. Da, dar dumneavoastră nu i-ați dat. Nu, asta este o greșeală pe care o faceți în tot județul. Și în toate județele. Nu mai spuneți românilor că dumneavoastră, guvernul PSD, dați subvenția APIA. Aia sunt banii europeni. Trec doar pe la dumneavoastră. Dar vă reamintesc că atunci când a venit la guvernare, guvernul Cioloș nici măcar nu acreditase autoritățile. Să nu mai transmiteți acest mesaj. Bun. Hai să transmitem celelalte programe. Da? Deci asta cu trimiterea la fermieri am încheiat-o. Nu, ați încheiat-o dumneavoastră, poate cu fermierii. Noi nu, pentru că am sprijinit și sprijinim... Cele 3 milioane de fermieri vor fi plus ce-a luat acum Dăncilă? Nu, eu vă spuneam care sunt oamenii care pentru subvenția de tomate, da? Pentru subvenția APIA. Programul de irigații. Știți că pe timpul guvernării PSD știu că am fost acum în campanie și știu la DESA, știu în comune din Dolj în care oamenii au votat PSD-ul. Eu cred că s-a referit la eventuale alianțe politice, nu la categoriile de persoane. Și domnilor, eu cred că un candidat trebuie să vorbească cu românii și să le ceară lor votul, nu unui candidat, pentru că dacă este un candidat al cărui program i-a convins și poate că oamenii l-au votat și spune, domne, votați-l pe X sau pe Y, lucrul acesta nu se va întâmpla cu siguranță. Oamenii trebuie să fie convinși de ceea ce spune candidatul. Candidatul trebuie să iasă. Ce au fost convinși? Ați văzut rezultatele? Urmează bătălia finală, da? Sigur. Deci în asta care cu... se va confrunta dreapta. Deci asta cu milioane de cu cele 3 milioane de fermieri trebuie să voteze Viorica Dăncilă pentru că primește subvenția APIA. Pentru că Viorica Dăncilă ca premier, mai sunt bani europeni, să înțeleagă fiecare fermier, pentru că acum în ziua votului în zonele noastre legumicole, DESA și altele, oamenii au speriați că dacă nu este Viorica Dăncilă, nu vom mai primi programul Tomata, ceea ce nu este bine. Veți continua, avem aici promisiunea noastră în platou de televiziune, cu că veți continua și... Cu siguranță. Nu și puteți să dați ca certitudine în ajunul alegerilor că noi nu-l vom continua. Și pentru și nu trebuie să mai speriați oamenii că nu vor primi subvenția APIA. Subvenția APIA sunt bani europeni. Dom'le, oamenii sunt speriați pentru că n-au mai primit-o, pentru că au mai trecut prin situații în care nu le-ați dat banii.
Vă rog frumos, sunt speriați. Să înțeleagă toată lumea că banii, subvenția APIA, sunt bani europeni, nu au nicio treabă cu guvernul. Da, dar pe lângă punct, asta, nu sunt de la guvernul Dăncilă, PSD sau de la Casa de Produse Agroalimentare Unirea, prin care se iau produsele de la fermieri și se... Doamna Craiova a început să se ne spună motivele pentru care trebuie votată Dăncilă. Deci 3 milioane de fermieri au căzut în urma dezbaterii. Nu, au căzut din punctul de vedere al dumneavoastră. Aș vrea să continuați dumneavoastră. Dacă de la dumneavoastră obțin o promisiune a PNL-ului că se vor continua și programul de tomate și acest program pentru irigație, se va continua și se va continua cu cap. Nu cum l-ați făcut dumneavoastră, în care nu obligați deci să iasă prima dată, să iasă, știți condițiile programului tomată. Dom'le, hai să ne numărăm toate. Pentru apicultorii vei susține în continuare. Albine. Știți condițiile la programul tomată? Da. În ce condiții primeți banii? Ia, spuneți-o noastră, care e problema la condițiile pe care le... Deci nu le cunoașteți. Fermierii și-au primit deja banii pe programul deci nu le cunoașteți. Și forțați pe fermieri să apară într-o anumită lună în care este extra sezon, în care fermierii trebuie să aibă cheltuieli cu încălzirea. Fermierii și-au primit bani. Și trebuie să folosească niște substanțe ca să apară cu roșiile în martie. Acum, haideți să vorbim așa. Haideți să ne întoarcem la tot. Deci nu e bine. Programul de tomate nu e bun. Cu irigațiile nu e bine pentru că sunt făcute de PSD. Păi discutam mai devreme că atunci când un lucru e bun, trebuie continuat. Dar ce scuze că v-am întrebat? Deci asta cu 3 milioane de fermieri trebuie să voteze pe doamna Dăncilă. Eu, din punctul meu de vedere, că nu mai primesc banii europeni de la APIA. Haideți să trecem la dumneavoastră, pentru că așa nu vom. Candidatul USR a fost pe locul 3, dar voturile pentru candidați nu sunt într-o cutie sub cheie. Să nu rămânem la fermieri, că deci, așa cum am zis la început, vă rog, domnul Paulo. Deci se pare că preferințele votanților de dreapta s-au dus către candidatul Iohannis. Așa cum ce se întâmplă cu cei 13% care au votat pentru Dan Barna? Vor pleca automat către Klaus Iohannis? Vă fi îndemnați în acest sens? Este greu de zis. Noi deci, USR, deci ne-a luat angajamentul să-l susținem 100% pe Iohannis. Dar asta nu oferă garanții, pentru că e vorba despre oameni. Nu poți să oferi nicio garanție în momentul în care omul este la... Cine a fost alegătorul USR poate decide să voteze cu altcineva. Eu văd foarte puțin probabil să se întâmple acest lucru. Dar absenteismul este posibil? Dintre acești Eu sunt convins că electoratul USR care a ieșit acum la vot o să iasă și în turul 2. Da. Considerați necesară o dezbatere politică între cei doi contracandidați? Păi, înțeleg că tocmai am văzut pe știri, domnul Paulo. A fost nevoie o dezbatere politică, așa cum ziceam, și a fost nevoie de dezbatere politică și în turul 1. Și nu am avut o dezbatere. Dar n-a participat la o dezbatere. Păi, doamna Turcan zice că nu va participa. Da, este o peștire pe surse. Raluca Turcan zice că nu va participa președintele la nicio dezbatere. Vom vedea. Deci, dezbatele oricând sunt necesare. Domnul Reșteanu, vrea să comenteze ceva, vă rog. Și despre voturile... Da, au observat că nu va fi nicio dezbatere publică. Raluca Turcan a ieșit și a spus chestia asta. Deci, încă o dată, nu s-a avut o dezbatere. Asta înseamnă că așteptați-vă la o prezență mai mică în turul 2 decât în turul 2. Dacă aduc bine aminte, așa s-a întâmplat și 2014. În prima fază, imediat după turul 1, nu se punea problema unei dezbateri, sau cel puțin Klaus Iohannis nu părea dispusă, după care au avut loc dezbateri, chiar mai multe. Așa că, încă o dată, sunt în situația să aleagă răul cel mai mic. Ca întotdeauna. Asta se întâmplă la noi. Nu sunteți în măsura să vorbiți dumneavoastră în numele românilor. Asta se întâmplă tot timpul. Nu știu cât a scos Dan Diaconu, dacă Dan Diaconu al dumneavoastră, Mircea Diaconu, dacă e al de... Domnul de cultură, trebuie să știți cum îl cheamă. Da, am văzut multe filme. V-ați gândit, bănuiesc că s-a discutat acest aspect. Noi nu suntem un partid militarizat. Noi nu putem să obligăm oamenii să voteze într-un fel sau altul. Și probabil și dacă noi am dat o direcție, oamenii respectivi nu cred că, membrii noștri, nu cred că... nu poți să-i obligi să meargă către un anumit candidat. Din punctul meu de vedere, fiecare ar trebui să voteze cum o lasă conștiința, să ia în calcul ce a făcut fiecare, să nu uităm că PNL și PSD sunt la putere de 30 de ani, să nu uităm situația în care se află România acest moment. Dumneavoastră sunteți din partidul domnului Ponta, care oamenii, dacă nouă pe scena politică, noi suntem o alternativă. Noi suntem o alternativă la PSD și la PNL în acest moment. Nu, noi ca partid. Deci pro-România sunteți... Noi suntem alternativă, exact. Alternativa, da, cei care ne dorim altfel de politică. Noi care încercăm să facem altceva. Dumneavoastră, pe personal, știu că ați fost prea mai multe partide. Nu, am fost la unul singur.
Ideea este că în turul 2, tocmai din acest motiv, nu o să vedem o dezbatere. Klaus Iohannis, având în vedere că o are contracandidat pe Viorica Dăncilă, din punctul meu de vedere, nu înțeleg de ce staful nu lasă să participe la aceste dezbateri. Iar în privința alianțelor... Poate în privința alianțelor nu vom face o alianță cu nimeni. Poate noi, pur și simplu, nu. Noi nu vom susține pe nimeni. Fiecare membru și simpatizat pro-România va vota cum o lăsă conștiința. Ok. Să încercăm să... Aș vrea să termin, că m-a întrerupsese domnul consilier. Am rămas la fermier să nu creadă doar... M-am informat în legătură cu scrisoarea și cu declarația doamnei Turcan. Și am lămurit că nu va fi nicio dezbatere. Dar poate, cine știe, la presiunea noastră și la presiunea alegătorilor, domnul Iohannis va ieși din ascunzătoare și va avea curaj să stea față în față cu Viorica Dăncilă. Ceea ce voiam să vă spun legat de... M-ați întrebat cine o să voteze pe Viorica Dăncilă. Păi cei 1,4 milioane de bugetari. Da? Pentru care Viorica Dăncilă a făcut o lege a salarizării, guvernul Dăncilă, o lege a salarizării care să le permită o salarizare decentă. Poate vorbim și de IT-ști, pentru că îmi spuneați mai devreme că sunteți din acest domeniu. Vorbim, știți foarte bine, vorbim de impozitul pe salariu pe care guvernul Orban, din păcate pentru dumneavoastră și pentru România, pentru că sectorul IT aduce o parte consistentă la PIB-ul României, vrea să renunțe la această măsură pe care a luat-o PSD-ul încă cu mult înainte. La ceva? Da? Trebuie să facem o socoteală. Să facem o socoteală pe hârtie să vedem ce înseamnă treaba asta. Dar înseamnă niște bani mai puțin pentru dumneavoastră, că din moment ce se adaugă impozitul și se ia niște bani... Mergeți prea departe. Nu este neapărat adevărat. Vorbim de cei 300.000 de oameni din sistemul sanitar, pentru care, iarăși, nu numai că s-au făcut niște salarii decente, dar vorbim de dotarea spitalelor și de programele pe care PSD-ul a făcut în fiecare dintre spitale. Nu este suficient. Vă rog din suflet să le continuați și să dotați în continuare spitale și să construiți în continuare spitale. Noi n-am reușit să construim decât 3. Vă rog pe dumneavoastră să mergeți mai departe și să construiți nu încă 3, încă 30. În Argeș, în București, sunt spitale inaugurate. Mă surprinde că nu sunteți informat. Că au fost pe toate televiziunile. La Mioveni, 3 sunt. Haideți, dați-le exemplu. Dumneavoastră, guvernul a făcut spitalele de la Mioveni sau primar? Sunt spitale construite pe timpul PSD-ului. Da? Ai construit și cel din București, din fonduri private. Celălalt. Pașa și Catedrala Neamului s-a nimerit să fie inaugurate când... Adică nu e bine nici la procesul electoral. Nu e bine nici Olguța Vasilescu a construit spital de pe un schelet acolo. Nu e bine. Nu. A renovat un schelet, ca să ne înțelegem, cu aparatură zero. Haideți să mergem acum, doamne ferește, să ne tratăm la acel spital. Încercăm o previziune. În primul rând, cu prezența la vot. Acum avem un 47%. În turul 2, credeți că vor fi mai mulți români prezenți la vot? Fiecare să se gândească la un procent. Și candidatul... Eu cred că 2014 au fost 60%. Tocmai din lipsa dezbatere, din lipsa unor programe, din lipsa celor doi candidați de a le oferi românilor o variantă. Cât timp nu există un program și există doar noi suntem mai buni, ceilalți sunt mai răi, oamenii sunt în situația în care nu vor mai ieși la vot. 40%? 30%? Între 38% și 40%. Un alt procent? Eu cred procent? Că o să avem un procent asemănător, pentru că... miza este, în turul 2, miza este mai mare, adică... E finală. Este final, la final tot timpul participă mai mulți spectatori. Așa e. Deci o să fie, eu cred că o să fie ori în jurul procentului acesta de 47%, poate chiar mai mare. Domnul Vasile? Cred că va fi asemănătoare prezență. Eu vreau să-i chem pe români la vot, să iasă în număr cât mai mare, să analizeze foarte bine fiecare candidat, să vadă ce are în spate, ce a făcut, ce propune, cu ce propunere, cu ce program de președinte vine în fața românilor și în funcție de ceea ce aude, să treacă prin filtrul conștiinței sale, prin inima sa și să aleagă cel mai bun președinte pentru România. Și un procent de prezență la vot. Procentul cred că va fi suficient de mare și președintele României va fi Viorica Dăncilă. Eu v-aș întreba și altceva, apropo de ceea ce se întâmplă între cele două tururi, pentru că am mai avut răsturnări spectaculoase de situație. Dacă e cazul să ne așteptăm la o bombă mediatică, la un glonț de argint până la cel de-al doilea tur de scrutin. Pentru că să nu uităm, în 2014, Victor Ponta câștigase turul întâi, după care a fost o răsturnare spectaculoasă de situație. Dar pe un fond emoțional.
se mai poate stârni așa ceva, un astfel de... Nu știu ce greșeli vor face. De argint a fost tras deja în primul tur, că PNL și PSD aveau tot interesul să nu intre alții. Alții în turul 2. Amândoi aveați interes. Dâns și aveau interes să intre Dăncilă. Noi aveam interesul să intrăm noi, nu ne interesa să intrați. Păi asta zic, tocmai de aia s-au tras niște glonțe de argint tocmai în primul tur. În al doilea tur, în al doilea tur o să fie destul de de simplă. Vom vedea. Eu nu cred că va fi deloc simplu. Cred că bătălia de-abia acum începe și cred că va fi o bătălie, dacă pot să spun așa, frumoasă. Sper că domnul președinte va trece peste Dar în diaspora, indicațiile doamnei Turcan și va ieși mai la departe. Dezbatere. Prezența la vot în diaspora? Cred că va fi aceeași. Va fi asemănător. Asemănător. Fiind de părere că va fi... Nu cred că o să fie mai mulți... Cred că 600, având în vedere că au fost 3 zile de votare, au fost foarte 3 mai multe secții, cine a vrut să voteze a votat acum. Și putem merge mai departe? Cei care au venit acum la vot, având în vedere că în diaspora se duce să voteze, nu traversezi strada ca să pui ștampila la școala de peste drum, au făcut un efort, sunt sigur că o să-l facă și data viitoare. 10 kilometri și poate chiar mai mult. Haideți să mergem cu acest exercițiu. Apropo mai departe. De cine de credeți puteți... că va câștiga turul 2? Tot așa, un tur de opinii. Cam începem de la dumneavoastră. Evident, domnul Claus Iohannis va câștiga. Rezultatele dau favorit pe Claus Iohannis. Adică se vede foarte clar că tot ce înseamnă PSD este în... Se continuă curentul anti-Dragnea și tot ce înseamnă PSD este în scădere. Doamna Craioveanu? Știți că mâine are loc la înalta curte procesul domnului președinte Claus Werner Iohannis, că nu a fost cumpărător de bună credință? Cine nu, credeți că mai va câștiga turul? Eu am spus cine cred, eu v-am spus Viorica Dăncilă, pentru domnul că am încredere în rațiunea și în înțelepciunea poporului român. Dar vă întrebam apropo de gloanțe, dacă știți că mâine are loc acest proces. N-a fost cumpărător cu bună credință. Niciunul dintre ei că merită votat. Ia uitați. Chiar în eu nu sunt convins în acest moment, nu știu dacă vreunul dintre ei merită să fie votat. Și nu sunt convins, tocmai vă aștept la o dezbatere. Adică vreau să văd fiecare candidat în parte care propune ceva. Candidatul asta nostru vreau. Vreau să ne convingă siguranță să ieșim la vot. Dacă nu va avea partener de discuție, va veni în fața românilor și va prezenta. Și dumneavoastră și domnul Ponta, fiind cei care ați plecat din PSD și ne-a spus mai devreme că vreți să fiți o alternativă la PNL, acum nu aveți pe cine să votați și... Nu vreau să fim alternativă la PSD și la PNL, n-ați înțeles. Eu am înțeles că vrea să fie convins, vrea să audă. Noi vrem să fim alternativă la politica care s-a făcut în ultimii 30 de ani. Noi la asta vrem să facem, da? Deci ăsta este scopul nostru. Pe care a făcut-o partidele în care dumneavoastră ați dezertat. Partidele, nu, am dezertat, tocmai pentru că nu am fost de acord cu anumite gândire, tocmai de-aia am plecat. Și acum ce gândire aveți? Nu uităm că și dumneavoastră veniți de la PDL în PNL, adică pur și simplu fuziune. Păi da, practic v-ați spălat frumos la față și acum încercăm să spunem că este PNL. Adică lucrurile nu sunt chiar atât de simple pe cât par. Încă o dată, vreți să convingeți românii? Dezbateți și prezentați un program. Davian, aș vrea să intri în acest exercițiu. O prezență la vot în țară, în străinătate, ca și procent, în turul 2. Dacă nu se va întâmpla, repet, ceva spectaculos. Te aștept să se întâmple ceva emoție, spectaculos. Va fi până în 50%. Dar credeți că dacă Viorica Dăncilă avea proces la înalta curte, era așa liniște de plină cum e astăzi? Mâine președintele României merge la înalta curte, pentru că este cumpărător cu rea credință a uneia dintre casele românite fraudulente. V-ați erijat deja în judecător. Este cumpărător de rea credință? Eu prezint? Nu, pentru asta e chemat. Acolo, la înalta curte. Suspect. Da? Adică dumneavoastră, când e vorba de colegii dumneavoastră, o întoarce și spune, stați așa că nu... Nu, n-am apărat pe nimeni niciodată. Hai să punem lucrurile pe nume. Eu n-am apărat pe nimeni niciodată. Cine greșește să plătească. Da, afirmați așa cu tărie că este cumpărător de la credință. Păi este o decizie definitivă și irevocabilă pe care au dat-o niște judecători. Domnul Iohannis a cumpărat niște case fără să... Și dacă s-a ia decizia, ce mai caută mâine? Păi pe altele, dumne, care șase, poate nu știți, nu are una, două, sunt șase, adică pentru unele e decizia Davian, definitivă, pentru altele exercițiu? Acum ce? Deci da, exercițiu de imaginație, dar bazându-ne și pe ceea ce s-a întâmplat în trecut, de obicei, când procentul participării la vot a fost peste 50%, chiar peste 60%, cum s-a întâmplat în 2014, candidatul de dreapta a câștigat. Da, stânga pierde. Când a fost sub 50% în alte condiții, candidatul de stânga de obicei câștiga,
Acum e mai complicată situația și este un decalaj foarte mare după turul întâi. Adică se pornește, doamna senator, de la 0-0, dar în tur a fost 4-0 și, ca să păstrăm analogia fotbalistică, doar FC Barcelona a reușit să remonteze 4-0 în fața celor de la Paris Saint-Germain. Dar se pot întâmpla multe în două săptămâni. Vom continua să urmărim împreună repriza a doua. Și Barcelona tot cu ajutor a câștigat. Vorbește un fan Real Madrid, nu? Exact. Aici poți să mă bancă în succes și vă așteptăm în platoul nostru în următoarea perioadă pentru a urmări acest proces electoral. Mulțumim și noi. Mulțumim. La revedere, le mulțumim și telespectatorilor că au fost alături de noi și în această seară.